Bună seara, dragi prieteni! Dictatura criminalului de război Vladimir Putin amenință Polonia cu desființarea ca stat. Ca să înțelegem foarte bine care sunt intențiile și în ce constă Imperiul Răului de la răsărit. Să înțeleagă bine și cei care, din diverse motive, mulți dintre ei acceptă să fie idioți utili ai criminalului de război Vladimir Putin, susțin că ne-ar fi mai bine cu Rusia. Sau încearcă să promoveze narativele și minciunile propagandei dictatorului de la Kremlin, inclusiv în legătură cu războiul din Ucraina. Fără să-și pună niște întrebări foarte simple. Simple, simple, simple de tot. Dincolo de faptul că avem noi propria noastră experiență cu Uniunea Sovietică. Și încă trăim foarte mulți dintre cei care ne-am născut sub comunism și știm ce oroare a însemnat asta. Trăiesc cei care au părinți sau bunici din perioada când comuniștii ne-au cotropit cu tancurile lui Stalin. Mi se pare absolut înfiorător, oameni buni, oribil, hidos să ai nostalgii comuniste în această țară și să fii de partea criminalului de război Vladimir Putin în problema războiului din Ucraina. Când oamenii ar trebui să-și pună întrebări foarte simple. Și țările baltice, săracele de ele, ce speriate sunt. Toate fostele republici sovietice. Abia au așteptat să slăbească puțin forța Moscovei, să pice URSS-ul ca să fugă mâncând pământul de sub influența sovietică, de sub influența Moscovei. Oare de ce? Dacă ar fi rușii așa de buni. Mi se pare incredibil, oameni buni. Mi se pare uluitor că este nevoie ca jurnalist. Simt că este nevoie văzând ce aberații scriu unii pe rețele sociale. Că este nevoie eu, ca jurnalist într-o țară ca România, să explic de ce au fost răi rușii în istoria noastră. Și cât rău au făcut rușii în general, nu numai la noi, în toate țările din jur. Mi se pare uluitor că există oameni care nu înțeleg chestia asta. Asta trebuie să fie ceva by default. Da? Cum vorbim toți limba română, limba maternă, că auzim la părinții noștri. Așa ar trebui să fie. Dar mă rog, asta este situația. O să vorbim despre amenințările la adresa Poloniei. Înainte de asta vreau să vorbesc, dragi prieteni, puțin despre cât de puțin s-a schimbat această țară. Din perioada comunistă până în prezent. 34 de ani, aproape de la căderea comunismului teoretic. De la Revoluția din decembrie 89 de la Timișoara. Da? Și cât de puțin s-a schimbat. Nu o să vă vină să credeți. Ieri am dat exemplu cu un securist de la Brașov. Acum haideți să vă dau exemplu cu unul din Ministerul Afacerilor Externe. În mod special, subiectul ăsta este interesant pentru toți românii care locuiesc în diaspora și care au avut de-a face cu calitatea execrabilă, mizerabilă a serviciilor oferite de ambasadele și consulatele României, nu? Care sunt sub coordonarea Ministerului de Externe, pe afară. Vreau să completez, am făcut și un editorial video pe tema asta, chiar de la sediul Ministerului de Externe, că este important în acest context și are continuare cu subiectul de ieri, vă invit să-l urmăriți dacă nu l-ați văzut, cu securistul de la Brașov, ce scrie Ioan Mihai Pacepa într-una dintre cărțile sale. Și anume că la un moment dat, încă din anii 70, finalul anilor 70, Ministerul de Externe era 99% securiști. Format din securiști oficial sau securiști sub acoperire. Deci nu mai erau pe acolo funcționari real. Toți erau de la securitate. Și acum mă întreb și eu dacă nu cumva domnul ăsta o fi vreo excepție, unica excepție din anii 70 sau dacă nu e și el vreun fost securache încă nedescoperit. Dar ca să înțelegem, oameni buni, și câți ori mai fi ca ăsta, trebuie să ne întrebăm. Ieri îmi puneam aceeași întrebare vorbind despre cazul de la Brașov. Câți ori mai fi ca ăsta prin instituțiile de stat din România. Teoretic o țară pro-occidentală, o țară, teoretic o țară democratică, teoretic o țară NATO, teoretic o țară a Uniunii Europene. Dar practic o țară cu instituții în care colcăie fel și fel de securiști din ăștia nenorociți comuniști din perioada comunismului împuțit. Da? Oameni care e clar că nu au o gândire și un sistem de operare compatibil cu democrația. Ce credeți că fac ei în aceste instituții?
urăsc democrația. Iubesc Rusia și Uniunea Sovietică, că erau ei șmecheri pe vremea comunismului. Când exista comunismul în România și Uniunea Sovietică la Moscova. Ce fac acum în mod special de când dictatura lui Putin a început agresiv, ofensiva, împotriva tuturor fostelor țări comuniste pentru a prelua controlul? Devin idioți utili sau poate chiar conserve reactivate ale criminalului de război de la Kremlin. Și în anul 2024, îi vedem prin partide de astea de tip naționalist extremist, și în anul 2024 s-ar putea să ne trezim că dobândesc o majoritate parlamentară care să le permită să ne scoată în Uniunea Europeană și din NATO. Ca să înțelegem cât de mare este pericolul, oameni buni. Cât de mare este pericolul anului 2024. Și cât de grav este că am ajuns până aici și astfel de ligioane comunisto-securiste, dacă este să dau crezare celor prezentate în cartea generalului Ioan Mihai Pacepa, că 99% din angajații Ministerului de Externe erau securiști din anii 70, ăștia încă sunt în sistem, oameni buni. Cum e posibil să fie în instituții, în ministere, pe funcții de conducere, într-o țară NATO, foști oameni angajați de pe vremea comunismului în acele instituții? Și noi ne mirăm că nu funcționează. Păi cum să funcționeze? Ăștia sunt o frână, sunt un balast. Ăștia în continuu sabotează. În continuu se ocupă să distrugă. Ei nu-și doresc democrație. Că dacă își doreau, nu erau un Partidul Comunist pe funcții de conducere, Ministerul de Externe, ce credeți că ajungeau oricine înainte de 89, în anii 70? Directorul Corpului de Control din Ministerul Afacerilor Externe a împlinit 74 de ani. Ăsta și Muguri Sărescu. Domnul Muguri Sărescu, unicul capabil să conducă în țara asta Banca Națională, când moare domnul Muguri Sărescu, turnătorul Manole, că a fost turnător la securitate, că nimic nu e o simplă și nefericită întâmplare în țara asta, când moare domnul Muguri Sărescu, se închide Banca Națională. Nu mai funcționează, că înțeleg că funcționarea este singurul caz din istoria umanității, de pe planeta Pământ, de când s-a înființat sistemul ăsta cu bănci naționale, este caz unic, oameni buni, ca un guvernator să fie indisolubil legat de Banca Națională. Să nu mai dizlipească nimeni de acolo. Pus de tovarășul Ion Iliescu în Tulburian 90. Când tovarășul Ion Iliescu reeșapa toți securiștii, toți comuniștii și plasa oamenii Rusiei, oamenii Kremlinului, pe poziții cheie, prin funcții importante prin România. Domnul Manole, turnător, Muguri Sărescu, în loc să-și vadă de vie, e la Banca Națională. Acolo înțeleg că vrea să sărbătorească centenarul și când, că nu se poate desfința, că țara nu poate funcționa fără Banca Națională, fac un pamflet acum, îl vor folosi ca pe Cidul. Da? Cidul este un erou din istoria Spaniei care se lupta cu maurii. Și când a murit, l-au luat morci, l-au pus pe cal ca să vadă maurii și să mai câștige cu o bătălie. Așa pe domnul Muguri Sărescu îl vor împăia și îl vor pune la birou acolo. Da? Eventual o să-i pună o inteligență artificială într-un laptop să vorbească cu cei care intră în birou și va fi forever. Domnul Muguri Sărescu va fi mumificat și va fi forever guvernator la Banca Națională. Așa și nenea asta. La 74 de ani e directorul Corpului de Control din Mai. Ca să știți, dragi prieteni, când reclamați ceva, că se poartă urât cu dumneavoastră, la consulat, la ambasadă, la... și faceți reclamații. Și trăiți cu iluzia că, domne, cineva nu vede ce fac ăștia. Nu! Se duce la nenea asta, comunist. Vă dați seama? Comunist! Angajat la Ministerul Afacerilor Externe pe vremea comunismului, în anii 70. Ăsta, la asta se duc. Reclamația dumneavoastră în care vreau să spuneți, domne, ar trebui să fim și noi tratați civilizați, că suntem o țară europeană și ce se duc la comunistul ăsta, da? Un minister strategic care într-o poziție cheie, un personaj care s-a angajat în instituție în urmă cu aproape 50 de ani, ar fi de râs dacă n-am fi noi în cauză și nu ne-ar afecta pe noi. Ioan Pascu e directorul Corpului de Control și Evaluare Diplomatică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Va împlini 76 de ani în aprilie 2024. Conform unui răspuns oficial al Ministerului, Pascu nu are calitate de pensionar și lucrează în baza unui contract de muncă perioadă nedeterminată. Măcar a avut bunul simț, aici trebuie să-i recunosc chestia asta, că putea să se declare pensionar, să rămână și angajat, să cumuleze pensia
care va fi o pensie, că ăsta e la Ministerul de Externe, vă dați seama. Pensia specială cu salariu special. Bă, care a avut bun simț omul, a avut bun simț, da? Dacă n-are calitate de pensionar, înseamnă că a avut bun simț cine a cerut să cumuleze pensia cu salariu. Sau n-a știut săracul, că pe vremea comunismului când s-a angajat el nu era posibil așa ceva. Și au făcut ăștia acum, nou, da? Și poate n-a știut, Doamne ferește, poate ascultă editorialul meu și fuge repede să-și cumuleze pensia cu salariu. Deci a fost angajat, oameni buni, fiți atenți aici, ca să înțelegeți de ce e România unde este. Câți dăștea, Pascu dăștea or fi? Câți credeți că sunt? Și ce influență credeți că au ei asupra instituțiilor statului, asupra democratizării statului român, asupra transformării României într-o democrație consolidată? Câți mai sunt dăștea? Securiști ca ăla de la Brașov? Cetățeni dăștea, dacă e să mă iau după ea Mihai Pacepa, ar trebui să-l caute pe la CNSAS, cine știe ce surprize ar avea. Da. Biroul de presă al Maia a transmis către G4 Media că Pascu e angajat în cadrul instituției contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată la 30 septembrie 74. La data de 4 septembrie 2012, domnul ambasador Pascu a îndeplinit cumulativ condițiile legale de pensie pentru limită de vârstă, respectiv vârsta standard de pensionare și stagiu minim de cotizare în sistemul public. Dar nu are calitatea de pensionar. Nu se află în situația de cumul pensie cu salariu. Măcar a avut bun simț. Măcar atât, oameni buni. E de remarcat. Nici în declarație de averea lui Pascu depuse anual nu este încălcată vreo sumă. Nu este indicată vreo sumă primită de pensie. Ceea ce arată faptul că la momentul deplinirii condițiilor de pensionare nu a depus dosar în acest sens. În această variantă e confirmată și de Maia, la momentul pensionării domnul Ioan Pascu va putea opta pentru unul cele două tipuri de pensie. Respectiv pensie pentru limită de vârstă sau pensie de serviciu acordată conform legii membrilor corpului consular și așa mai departe. Ulterior anului 2012, domnul Pascu și-a continuat activitatea în Maia prin prelungiri succesive ale contractului individual de muncă. Inițial pe durata mandatului de ambasador extraordinar și plenipotențial al României în Cipru, mandat care s-a încheiat în 20 iunie 2016, iar ulterior prin prelungire anuală în centrala Maia în funcția de conducere de inspector general, director al corpului de control și evaluare diplomatică al afacerilor externe. Ca să înțelegem despre ce vorbim. A refuzat să discute cu G4 Media, iar motivația păstrării ca angajată într-o perioadă atât de lungă nu a primit niciun răspuns. Toarășu Pascu are un CV demn de Direcția Securității de Externe a Securității, absolvent al Facultății de Comerț Exterior a SEB București 66-71, studii postuniversitare între 73 și 74 la University of Washington, Seattle. Eu, care am citit cam tot ce a scris generalul Ioan Mihai Pacepa, îmi exprim convingerea că ăsta, dacă nu era acolo de securitate, nu pupa el bursă la University Washington Seattle. Și faptul că a fost, cine știe ce funcție are asta, oameni buni, ce grad o avea în CIA în momentul de față. Și de-aia e ținut el acolo până la adânci bătrânețe. Da? De la întoarcerea în țară, fiind atașat stagiar, secretar 2, secretar 1, consilier, în 2016 a devenit inspector director al corpului de control. De-a lungul timpului a ocupat poziții la ambasadele României din Yemen, Japonia, Grecia, Turcia, Cipru, Marea Britanie și Suedia. În 2005 și 2008 a fost consilier de stat la șeful compartimentului pentru protocol din cadrul administrației prezidențiale 2005-2008. În 2004, Toarăși Ion Iliescu, folosindu-l pe Corneliu Vadim Tudor, exact cum vrea tovarășul Ciolacu să-l folosească pe George Simion, ne-au făcut să ieșim la vot și să votăm Ion Iliescu. Capcana se repetă din nou, dragi prieteni, ca să fie lucrurile foarte clare. Referitor la activitatea înainte de 89, pe site-ul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și al Instanțelor de Judecată, nu există nici adeverințe de necolaborare cu fosta poliție politică, nici acțiuni prin care se constate că astfel de colaborare a avut loc. Cu toate acestea, într-un interviu acordat în 2021, Gianina Năgâț, membru CNSAS, declara că nu cred că există vreo poziție în ambasadă care să nu fie ocupată cu acordul securității. Nici măcar cele mai modeste. Păi vă spun eu că am citit cărțile lui Ioan Mihai Pacepa. Nu mai exista după anii 70. Tot ce era extern erau securiști. 99%. Are chiar o frază în care zice că aproape că nu mai exista unul care să nu fie colaborator sau ofițer direct al securității.
cum a scăpat ăsta, dragi prieteni? Cum au scăpat foarte mulți. Și asta s-a bazat pe faptul că noi n-am ieșit la vot. Și am lăsat pe ăștia să se perpetueze la putere. Continuu. Da? Bun. Haideți să vorbim despre Moscova, amenințare fără precedent în istoria recentă la adresa Poloniei. Dimitri Medvedev, fost președinte și prim-ministru al Federației Ruse, cel cu care Putin a tot făcut rocada. Bănuiesc că Iohannis cu Ciolacu vor să facă ceva pe modelul Putin-Medvedev, desigur, dacă nu ieșim noi la vot și le permitem. Apropiat al președintelui Vladimir Putin, scrie Actual 24, a avertizat astăzi Polonia că e considerat un amic periculos de către Rusia și că ar putea ajunge să-și piardă calitatea de stat dacă își continuă cursul actual. În Polonia au fost alegeri și a fost votată o majoritate pro-europeană și doare, îi râcâie pe ăștia. Fostul președinte rus Dimitri Medvedev, un prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate a Rusiei, a făcut aceste comentarii într-un articol de 8.000 de cuvinte despre relațiile ruso-poloneze, afirmând că Moscova are acum un inamic periculos în Polonia. Toate țările, dar nu că sunt inamici, nu că ar avea ceva cu rușii. Toate țările sunt cu sechele oribile, inclusiv noi, din pricina agresiunii constante a Imperiului Răului dinainte de Uniunea Sovietică, de pe vremea când era Imperiu Țarist. Și nu mai vorbim cu comunismul, aia a pus capac. 500 de ani de acum încolo, toate generațiile vor ști de oroarea comunistă. Și ăștia ruși, în loc să-și vadă de treaba lor în granițele lor și să încerce să dreagă busuiocul, să se civilizeze și ei, să se democratizeze, să facă și ei un efort, să fie cât de cât o țară civilizată. Nu! Ei sunt tot cu invaziile în cap, cu imperialismul, cu Uniunea Sovietică, cu gărgăuni, cu să-și distrugă vecinii. Și se miră că vecinii îi urăsc. Păi cum să iubească? De ce ar iubi Polonia? Ce le-au făcut rușii la polonezi? Cum le-au omorât toți ofițerii? Și sunt o grămadă de povești oribile. De ce ar iubi pe cineva? Mai ales în condițiile în care acolo e un dement, un criminal de război, Putin, care vrea să refacă aceste orori. Și ei scriu articole și zic, domne, Polonia are ceva cu noi. Este inamicul nostru. Este incredibil, oameni buni. O vom trata Polonia exact ca pe un inamic istoric, a spus Medvedev. Dacă nu există nicio speranță de reconciliere cu inamicul, Rusia ar trebui să aibă doar o singură atitudine foarte dură în ceea ce privește soarta acestui stat. Istoria a dat de mai multe ori un verdict necruțător polonezilor. Oricât de ambițioase ar fi planurile revanșarde, prăbușirea lor ar putea duce la moartea statalității poloneze în întregime. A spus Medvedev, citat de Reuters. Deci ăștia, Putin cu Medvedev, cu descreierații de la Kremlin, ăștia vor să le facă toată harta Europei de Est. Să desfințeze Polonia, să dea Transilvania la unguri, să facă un stat Moldova pe care să-l retransforme eventual Uniunea Sovietică, care să cuprindă și Moldova românească și să lase țara românească mică. Sigur, ăsta e planul lor, e singura explicație logică pentru care Victor Orban este atât de slugarnic, atât de sclav în fața derbedeului planetei și a devenit practic cel mai umil servitor al intereselor dictatorului Vladimir Putin. Polonia, care a sprijinit Ucraina, acuză Rusia că încearcă să destabilizeze țara. Da, normal. Campanie de dezinformare, spionaj. Da, asta se face și în România. Moscova a condamnat ceea ce consideră a fi poziția ostilă a Varșoviei față de ea și față de interesele rusești din Polonia. Al naibii polonezi nu se lasă călcați în picioare, nu se lasă penetrați cum suntem noi. Nu permit propagandei dictaturii lui Putin să-și facă de cap cum își face în România. Și atunci, sigur, e inamic, e dușman. Și Maia Sandu, ați văzut, a vorbit acum două zile, tună și fulgeră ăștia, așa cum a fac crize de isterie în Rusia, împotriva Maia Sandu, că le-a închis toate canalele de propagandă. Domnul Iohannis e bine mersi, nu-l critică nimeni prin Rusia, n-are nimeni o problemă cu domnul Iohannis, trebuie să ne întrebăm de ce, trebuie să ne fie frică, să ne întrebăm, domne, dar ce-o fi în spate aici? Grupările extremiste rusofile au fost lăsate să se înființeze, au fost lăsate să dobândească capital electoral pe perioada pandemiei, nu li s-a aplicat nicio lege, niciuna dintre legile care ni se aplicau nouă, da, tuturor cetățenilor, alea privind siguranța sanitară, nici când comit violul nu li se aplică legea, nici când comit evaziune fiscală nu li se aplică legea, nici când se află că s-au întâlnit cu agenți secreți ai serviciilor rusești care Rusia e declarată inamicul României, nu li se aplică legea. Și nimeni nu critică pe domnul Iohannis. Cam ce credeți că ne spun toate aceste lucruri nimeni în Rusia? Da? Cam unde credeți? Care e tabloul pe care îl zugrăvesc toate aceste realități și meandre ale concretului românesc? Da?
În Polonia e altfel și rușii sunt supărați. Medvedev, care s-a prezentat drept un modernizator liberal atunci când a fost președinte în perioada 2008-2012, este acum unul dintre cei mai duri pioni ai Kremlinului, având o atitudine extrem de antioccidentală, atacând adesea Occidentul cu insulte. Diplomații spun că opiniile sale indică modul de gândire la nivelurile superioare ale elitei de la Kremlin. N-avem nicio îndoială, ăsta e papagalul Putin, așa gândește Putin și noi ar trebui să fim foarte atenți la aceste lucruri, dragi prieteni. Că dacă ne prezentăm la vot și dobândesc puterea ăștia care deja ne-au pus pe tavă Moscovei, gândiți-vă cam unde o să ajungem cu încă 4 ani. Gândiți-vă cu ei plus un aur mai puternic, dacă nu ne prezentăm la vot. Să vorbim puțin și despre situația din Israel, unde au loc misiunile militare terestre sunt tot mai dese și intră tot mai adânc în teritoriul fâșiei Gaza pentru dezmembrarea grupării teroriste Hamas. By the way, am văzut un documentar acum pe YouTube cu liderii Hamas, care sunt într-un hotel de 5 stele în Qatar. Și de acolo s-au rugat, în timp ce fraierii sunt bombardați și se duc să moară. Și am mai văzut o declarație pe Radio France International cu un lider Hamas care a fost întrebat, dar de ce folosiți civilii și tunelurile pe care le-ați făcut? De ce nu adăpostiți civili în ele? Și liderul Hamas a zis, domne, tunelurile alea sunt pentru noi și pe civili să-i protejeze ONU și statul Israel. Civilii, atenție, palestinieni, în numele cărora Hamas comite atentate teroriste. Deci îi doare pe ei cod de civilii palestinieni. Da? Deci este ceva absolut incredibil. Dar sunt probleme foarte mari și cu Benjamin Netanyahu și corupția lui și trebuie totuși explicat cum este posibil ce a fost acolo. Urmăresc în fiecare zi câte un documentar despre ce se întâmplă în Israel și mai ales despre atacul din 7 octombrie și de ce au căzut diverse sisteme. Acum am văzut că aveau un sistem de spionaj Pegasus și nimeni nu-și explică cum de serviciile secrete n-au folosit acest sistem de spionaj Pegasus ca să afle că ăștia pun la cale atentatele. Cum de n-au funcționat alte sisteme și nimeni nu înțelege și Benjamin Netanyahu trebuie să explice. Mie îmi vine greu să cred că servicii secrete, ca și în BET, Mossad, serviciile secrete, serviciul secret al armatei izraeliene, cele mai bune servicii secrete din lume, n-au avut informații și nu le-au dat. Deci este o problemă cu decizia politică. Și sigur, ei sunt în război acum și sunt uniți, dar o să apară aceste informații. Cert este că Joe Biden crede că Netanyahu are zile numărate. Necrologul politic al liderului izraelian era scris deja. Casa Albă privește spre posibili succesori. Este o traducere din Politico, din revista Politico, în limba română de pe Spot Media. Revista Politico face o analiză, citând în alți oficiali ai administrației americane, și explică de ce subiectul sfârșitului politic al lui Benjamin Netanyahu a fost dezbătut în discuțiile recente de la Casa Albă, purtate de Joe Biden. Acesta a menționat sursa citată că discuțiile au avut loc după călătoria lui Biden în Israel, unde s-a întâlnit cu Netanyahu. Joe Biden, președintele american, a mers atât de departe cât i-a sugerat lui Netanyahu să se gândească la lecțiile pe care le-ar împărtăși eventualului său succesor, au adăugat cei doi oficiali ai administrației. Un actual și un fost oficial american au confirmat că administrația de la Casa Albă crede că Netanyahu nu va mai rămâne mult timp în funcție. Prima dintre cele două surse a spus că Washingtonul se așteaptă ca premierul israelian să mai reziste câteva luni sau până la încheierea fazei incipiente a campaniei militare israeliene din fâșia Gaza. Deși toți cei patru oficiali contactați de publicația americană au menționat impredictibilitatea politicii din Israel. Va trebui să existe o socoteală în societatea israeliană cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Până la urmă, factura se oprește pe biroul premierului. Premierul este cel care este și șeful serviciilor secrete. Și el e responsabil. Deci aici este o foarte mare problemă. Cum au putut ăia 1200 să pătrundă atât de adânc în teritoriile israeliene, să pătrundă în localități, să ucidă civili? Deci problema este foarte mare. Foarte, foarte mare. Dincolo de faptul că Hamas s-a organizat, a discutat, se pare că au avut linii telefonice fixe, au discutat mai mult om cu om, dar totuși operațiunea a fost una de amploare. Celor care s-au antrenat nu li s-a spus pentru ce se antrenează, dar totuși operațiunea a fost una de amploare. Au tras 3.000 de rachete, au băgat sute de drone ca să distrugă
diverse puncte de supraveghere, după care au venit 1200 de oameni și au invadat. Așa ceva este greu de crezut că s-a putut organiza fără ca serviciile secrete israeliene să știe că au oameni peste tot infiltrați acolo. Deci este problematic și Benjamin Netanyahu n-a explicat. El fiind un personaj extrem de corupt și având proteste imense pentru că a încercat să distrugă independența justiției în Israel. Nu m-ar mira, este o teorie, este o opinie, este o ipoteză. Dar nu m-ar mira să se dovedească că a primit informația și că n-a luat niciun fel de măsură ca să aibă motiv să se comită niște crime atroce și poporul să nu se mai gândească la ce face el cu justiția, la corupția lui și așa mai departe. Nu m-ar mira să fie vorba de așa ceva. Despre cât aflu, citind zi de zi și ascultând zi de zi documentare, relatări, despre cât de corupt este acest individ. Netanyahu a declarat astăzi că ne aflăm la apogeul bătăliei, forțele israeliene au avut succese impresionante și au trecut deja de periferia orașului Gaza, au loc diverse incursiuni, misiuni, a vorbit despre asta, forțele militare de apărare ale Israelului, spune CNN chiar acum într-un breaking news, au completat încercuirea completă a Gaza City. O rachetă Hamas a fost lansată din Liban asupra Israelului și al patrulea român ostatic în Gaza. Ca să vedeți, ăsta, Ministerul Afacerilor Externe tot descoperă român după ce la început ne-a spus că nu sunt. Și eu v-am zis, bă, ăștia sunt competenți. Așa a fost cu accidentul de autobuz din Veneția. Au zis niciun român implicat. Și după aia s-a dovedit că era o familie. Când a izbunit conflictul Israel, niciun român implicat. Și acum tot se descoperă la 2-3 zile că sunt cetățeni români. RFI. Încă un român cu dublă cetățenie izraeliană și română ținut ostatec în fâșia Gaza. Este ostatec, a transmis în această seară Ministerul Afacerilor Externe în baza informațiilor transmise de către autoritățile israeliene. În urma verificărilor efectuate de către autoritățile române pe baza informațiilor transmise de către autoritățile israeliene, încă un cetățean cu dublă cetățenie israeliană și română cu domiciliu în statul Israel este ostatec în fâșia Gaza. Mai spune că ambasada României menține contactul cu autoritățile. Despre ce e la Ministerul Afacerilor Externe nu mai vreau să discutăm. Vreau să vă zic despre ce se întâmplă în Ucraina, unde vara asta lucrurile nu au evoluat așa cum ar fi bine și pentru noi, să fie orice lui Putin împinși afară din Ucraina. Ar fi o... Ucraina funcționează acum ca un scut pentru toată Europa și mai ales pentru noi. Noi suntem cel mai aproape de acest scut, da? Comandantul armatei ucrainene lasă de înțeles că ofensiva de vară a eșuat. Șeful statului major general ucrainean Valerii Zaluzhny a declarat că își vede armata cum este prinsă într-un război pozițional static, lăsând de înțeles că ofensiva de vară a Kievului a eșuat. Războiul trece acum într-o nouă etapă, ceea ce noi, cei din armată, numim război pozițional, compus din lupte statice și de uzură. Ca în primul război mondial, când s-au îngropat aia în tranșee, și nu s-au mai mișcat, ci au tras milioane de obuze unii împotriva altora, până s-au plictisit și de Crăciun au ieșit și și-au dat liber, și-au dat pauză de la război și au petrecut împreună Crăciunul. Și după aia s-au dus înapoi în tranșee și au tras unii în alții. A afirmat Zaluzhny într-un editorial publicat de revista britanică The Economist, care avertiza că frontul de luptă ar putea aminti mai curând de tranșele din primul război mondial. Relatează agenția DPA citată de Ager Press. Zaluzhny consideră că situația de pe front a ajuns în impas, când niciuna dintre părți nu poate avansa, pentru că ambele sunt la fel echipate din punct de vedere tehnologic. Ceea ce îi unește, amintește de evenimentele din primul război mondial. De asta are Putin interesul să se agraveze lucrurile în Orientul Mijlociu, să ia, să Doamne ferește, un război interstatal, să ia foc acolo. Pentru ca Ucraina să nu mai beneficieze de aceste ajutoare care îi permit să țină loc orice lui Putin. Și dacă Putin nu poate să-și suplimenteze numărul de soldați, că asta este. Rusia nu este o putere economică și nu este nicio putere militară așa cum se credea. Să încerce să-i slăbească pe aia, prin agravarea, înțelegeți, dragi prieteni, agravarea situației în Orientul Mijlociu. De asta s-a întâlnit Putin cu liderii Hamas. Și acum sunt informații că trupele Wagner au acordat suport alte organizații, Hezbollah. Sunt o grămadă de probleme. Implicarea Rusiei, mă rog, e din anii 50-60. Cartea Dezinformarea, Ioan Mihai Pacepa vorbește despre asta. Da? Ucraina ce face în acest context? Aflăm de pe
Deutsche Welle, dv.com/ro. Ucraina lansează un program pilot de mobilizare inteligentă. Ce vor să facă? Adică cei care doresc să se înscrie militar, bărbați, să fie militar în armata Ucrainei, să-și aleagă singuri la ce armă se ducă. Sunt foarte căutați piloții de drone, sunt foarte căutate anumite posturi. Să poți să-ți alegi, să fii șofer, pilot de drone și așa mai departe. Dar cei din Ucraina sunt circumspecți că treaba asta, sunt citați mai mulți ucraineni, printre care foști militari care au fost pe front, care sunt circumspecți și spun că nu vedem cum va funcționa asta, că sunt în interiorul armatei. Cei care sunt, nu știu, la infanterie, la artilerie, mai în locuri din astea mai periculoase, mai groaznice, care s-au cerut de mult să fie transferați și n-au fost transferați. Deci puțin probabil că va funcționa, dar încearcă. Fac tot posibilul să facă cumva să determine o și mai bună mobilizare și să încerce să facă să fie omul potrivit la locul potrivit. Dar fără sprijin militar occidental, Ucraina n-are cum să reziste. Și cu cât lucrurile se agravează în Orientul Mijlociu, cu cât izbucnește un război mai mare acolo, cu atât Putin este mai fericit și își freacă palmele. Nu mai vorbesc de faptul că urmăresc foarte multe semnale pe televiziunile occidentale că China plănuiește niște invazii pe acolo, prin extremul Orient. Și dacă și China deschide un front, nu știu ce va fi, dragi prieteni. Până atunci avem noi să luptăm pe frontul pentru democrația și libertatea noastră, la alegerile din 2024. Pentru că primesc foarte des această întrebare, dragi prieteni, de la foarte mulți dintre cei care urmăresc activitatea mea. Aproape în fiecare zi cineva mă întreabă pe YouTube, pe Facebook, domnul Mălin, cu cine să votez? Le spun tuturor, vă spun tuturor, eu nu susțin persoane sau partide, eu susțin principii și combaterea unor fenomene. În acest sens, există un podcast, îl găsiți și în secțiunea podcast și în secțiunea playlist, Alegeri 2024. Acolo, materialul principal, când faceți click pe podcast sau pe playlist, explică aceste principii. La o tablă pe care o am aici în fața mea, la perete. Aceste principii trebuie să le cunoască orice cetățean interesat de soarta națiunii noastre care vrea să meargă la vot. Și apoi să identifice în funcție de alegerile la care merge, europarlamentare, locale, parlamentare, prezidențiale, persoanele, candidații care se încadrează cel mai bine în aceste principii. Și pe aia să-i voteze. Sigur, există cele trei partide nevotabile în această țară. Pentru că indiferent ce candidați pun, ele reprezintă aceeași mizerie. Pesenistă, securistă, comunistă. Cu influențe rusești extrem de periculoase. PSD, adică fostul FSN. PSD și partea lui Roma. PD, PDL, PNL. Și gruparea extremistă rusofilă AUR, naționalistă, făcută pe modelul PRM, cu care vor să ne păcălească. În principiu, indiferent ce candidați pun ăștia și la locale și la europarlamentare, sunt partide insalubre, nevotabile, oameni buni. Pentru că indiferent ce candidați spun, după aia o să fac aceeași mizerie pe care o fac de 30 de ani în această țară. În rest, avem de unde alege. Trebuie doar să ne informăm. Semper Fidelis, ne vedem mâine. Îmi cer scuze că m-am întins puțin mai mult astăzi, dar erau subiecte interesante și aveam multe de spus.